Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea vine cu o veste bună pentru anumiți pacienți. Începând cu jumătatea lunii decembrie, aceștia vor putea beneficia de decontarea a 3 noi dispozitive medicale în domeniul ORL. Au fost introduși adezivi pentru anumite filtre umidificatoare, iar în ceea ce privește echipamentele pentru oxigenoterapie, au fost introduși anumiți suporți de presiune pozitivă continuă. Lista dispozitivelor medicale pentru corectarea unor deficiențe organice și funcționale în ambulatoriu a fost suplimentată cu trei dispozitive. Aceste trei dispozitive sunt, un dispozitiv se referă la ORL-ul și două dispozitive pe aparatele de oxigenoterapie. Mai precis, este vorba despre adezivii pentru filtre umidificatoare HME și două suporturi de presiune pozitivă continuă pentru CPAP și suport de presiune pozitivă continuă cu două nivele. Aceste trei dispozitive vor fi introduse și vor putea fi prescrise de către medicii specialiști odată cu finalizarea procedurilor de contractare, proceduri care sunt în derulare. Mai exact, în perioada 28 noiembrie 15 decembrie, Casa de Sănătate derulează sesiunea de contractare pentru aceste trei dispozitive noi introduse. După data de 15 decembrie, data la care estimăm că vom semna actele adiționale cu furnizorii care și-au manifestat dorința de a pune la dispoziția celor care prezintă decizii de închiriere sau procurare dispozitiv aceste dispozitive. Deci după data de 15 sperăm ca să avem toate actele adiționale semnate și să transmitem aceste acte adiționale și prețurile la Casa Națională, iar după ce se va stabili un preț de referință la nivelul național pentru aceste trei dispozitive, ele vor fi disponibile pentru procurare sau închiriere. Dispozitivele pentru oxigenoterapie se vor acorda numai prin închiriere. Procedura de contractare a acestor trei dispozitive medicale nou introduse se va finaliza până la data de 15 decembrie. Ulterior, medicii specialiști vor putea prescrie aceste dispozitive pacienților care îndeplinesc condițiile speciale pentru acordarea acestora. Suma ce urmează să fie decontată de CAS se va stabili la nivel național.